Jandarmii au aplanat conflictul, iar în urma verificărilor efectuate au stabilit faptul că, pe fondul consumului de alcool și a unor neînțelegeri mai vechi, soțul și-a lovit în repetate rânduri soția. Pe fondul consumului de alcool și a unei dispute verbale, soțul și-a lovit cu bestialitate soția, iar la rugămințele acesteia, cât și a copilului de 19 ani, nu a încetat activitatea infracțională, provocând în continuare durere și în suflet și fizic membrilor familiei, drept pentru care jandarmii sesizați prin 112 s-au deplasat la fața locului, l-au preluat pe bărbat. Bărbatului i s-au întocmit actele de sesizare sub aspectul săvârșirii unei fapte susceptibile de a fi infracțiune de violență în familie, cercetările fiind continuate de către lucrătorii Poliției Municipiului Tecuci. Există posibilitatea ca victima, soția acestuia, să-și retragă plângerea și astfel să nu mai fie întrunite elementele constitutive ale infracțiunii.